Prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Prieteni, uitați aici, îl avem pe unchiul meu, Stelică. Salut, salut! L-a tuns! Cine vrea să se tundă? Aici, doar la Doru, de la Strehaia. Doru e frizer, a studiat acolo unde a fost Peru. Aici, Doru. E bine? Unchii mei. Le-am dat aici un spritz. Un păruț. Și a făcut efectul. Dacă mai îmi dă un pahar, îl dau la zero peste tot. Păi, dar deja l-ai luat la zero, iartă-mă pe mine. Mă tunde bine, bă, Doru? Tunde. Da. Cum tunde gazonul. Câte tânsoare, mă, ca să știe lumea? De la 50 în sus, a? 50 de lei. Cât e, bă, Doru? Bă, primul client e gratis, că văd și eu pe capul lui. Zice, tânsoare e gratis. Prima. Prima, da. Prima tunsoare, nu? A doua, a treia, de la 30-40. După aceea urmează mușul, să vezi ce îl face pe mușul. Moșule, da. Te tunsi tu și tu. Da, aici ai pălare, mușul. Mă tun. Alea, să revenim aici la bunicuța, la mătușicile mele puternice, dezvoltate. Aici, cea mai puternică, cea mai șmecheră de pe Dubai, cea mai șmecheră de pe Basarab. Eu sunt mai dezvoltată în greu, în kilograme. A, și ea e mai... Cum, că e și ea? Nu are cât am eu. Surorile... Surorile lui Chibi. Da. Power puff! Power puff! Bă, am început să scad. Eu, din kilograme. Da, de la degete, se vede. Aici, mamă, ia uita ce avem aici, prieteni. Aici avem bășicuța. Pitica, pe române, să spune. Să înțeleagă oameni. A făcut dorul peste lică, cred că nu mai iasă 3 zile din casă. Cred că trebuie să poartă fesă. Vejica, porcului. Da, prieteni, mai una alta, mai o Caterinca, mai o glumă. Da, asta e cea mai bogată, mătușa mea. M-a zis să mă uitați, cea mai bogată. A făcut... În kilograme. În kilograme, da, tu ești cea mai bogată. Dar asta e cea mai bogată în bani. A făcut 56 de rânze. Bravo, este mai mult decât 56, prieteni. Sănătoasă. Doamne ajută. 56 ai făcut, fata? Nu le-am numărat. Nu m-am avut timp. Asta se mănâncă. Dar noi facem 70. 70. Facem. 70 cu tot cu cârnații. 27 și cu 15 afară, că nu. Vin acum, nu știu, că nu prea am făcut la școală. N-ai făcut matematică. Cum, 27 cu 15, 40, 42. Ca condimente. Scrieți-mi în comentarii dacă am spus bine, prieteni. Da, nu înțeleg de ce le mai băgați în ăștia și nu le băgați în ăștia, din ăștia. Da, bă, trebuie să le legăm ca să stau cum stau șuncile aia, cum le face oameni. Da, și câți cârnați ai spus că ai mai făcut? Eu am făcut, mă, 40 am făcut. Ce mai am de făcut? Cred că facem la 50. Doamne ajută. Doamne, 50 de hrănați, toată iarna, tot n-avem unde merge, stăm acasă lângă sobă și mâncăm. Da, exact. Mătrușicile mele puternice, dezvoltate. Veniți mâine de acolo, puneți sare și luați de jos și mângeți. Mâine vlog, nu cred că, venim și noi la tine. Dacă vreți, veniți, dacă nu. Că ce mare... Eu cred că nu dacă e mult. Dacă nu mai distruge ea la carne de tot așa. Nu e mult de lucru la un porc. Hai că l-a îndreptat acum, uite, l-a făcut bine. Hai că știe Doru, știe, n-a studiat el degeaba. Cât mai avem? Mai avem. Doru e ca lumea, el a fost la părgaie. Hai da bine, bunicuță. Ai zis-o direct, nu mai ai ocolit-o și tu, nu mai nimic. Ai dat-o direct, ai dat cărțile pe față, nu mai nimic. Am dat cărțile pe față, că așa e. Și am învățat multe de acolo. Am învățat. Acolo tundeau oamenii, acolo făcea treabă, servicii.
Afară! Degaj! Taie și el porcul mâinii. Să dea Dumnezeu să le mănâncă în pace. Doamne ajută, noi mâine avem altă treabă. Ce treabă avem? Păi nu, ce vrei să mergi să-l ajutăm? Poți să-l ajutăm și noi, uite cum veni. Păi cum face Olga? Apoi Olga e din familia noastră, de, na, mănâncă și ea de aici, nu numai noi. Știu că mănâncă, că nu mănâncă nimic afară ea. Și ei o să vorbește. Da, asta și ei o să vorbește asta. Și bă, care bă? Bă, n-ai rostul de șoare gata, n-o pai, că e vaporit, vei să-l căzim în anicără. Gata, mânci sărași, gădea? Dar spune-ne și nouă, doamna bunicuța, ce ai băgat aici, ce condimente, ce... Am băgat condimente de... Pune Denisa, Olga. Nu, ce-i trebuie taba? Hai tu. Să fac curia din plămâne, pentru mine, 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 pentru acolo, aia e boia. Tot limba de tieți, dar litri nu mă lasă. Așa nu le lasă. Și ce are dacă le lasă așa? Mai trebuie, strâng să mai... Cade, cade. Cade jos. Cade jos. Da, ai dreptate. Ei? Ai dreptate. Ia să vedem, mergem dincolo, la frizerii. Du-te la frizeria. Ia, gata. Ia, vedeți, mă. Ia să vedem, ia să vedem aici, să arătăm la prieteni cum a ieșit finalul. Ia, uitați. E foarte frumos. Ăsta le sunt prea frumos. Ia întoarce-te. Ia întoarce-te. Mustăcioară, ce e aia? Mustăcioară, jurule, ce e aia? Mustăcioară, ce ai lăsat acum? Și mie că să le zic că la ce e obiect. Lemte final. Dar dă-i mai bine, uite, mai rămâne și fire. Dar trebuie să se spală și voi vrem să deschidem un salon de... și vrem să facem practică. De frumusețe seara. Da. De frumusețe. Găsim un corbaș, găsim. Moșule, găsim și tu, hai la! Acum urmează moșul, după aia tu, Ioane. Eu nu cred. Bebe. Hai chiar dorul, hai mă, tun și pe mine. Ca să învățăm și să tundem. Să învățăm. Păi dacă deschidem un salon. Pă, dar dorul știe. Da? Știe dorul. Ioane. Nu, nu. Dătător, mă. Ce i-a găsit mișto pe dudor? Ba da, ia să vă... Ia, comentați aici dacă e bine sau nu. Ia, trebuie așa să fac o piruietă. Scrieți un comentariu, prieteni, dacă vă merită place. 35 de lei, tunsoare. Ia-ți-o, Nemo. Nemo numărul de șole, căcătă la direcție locul. Nu, dar chiar a ieșit bine, dar întâi nu era bine, dar acum e și mai bine, acum e mai bine. Să mor. Gele mă numere de muraul purus. Gata. Păi nu știu, unde sunt numerele. Păi nu mă să de la tău. Păi nu știu unde sunt numerele. Da, și la tău. Păi nu știu. Hai că reveni, prieteni, mă duc să cau numerele, să-l tundem. Și ne-am revenit. Dorule, gata, mă, l-ai făcut. Gata. Au ridicat un muțiu cu tine. Hai să te eliminăm doar că trebuie să... Hai ordic tira cu numărul. Hai ordic. Și-o de tricou. Vino. Și-o de tricou. Hai să te elică că trebuie să mai dea puțin așa în părți. Trebuie să-mi dea conturul aici așa. Aici până dimineața facem. Moșule, du-te aruncă tricou, moșule. Spală-te puțin pe cap. Se duce acasă el. Moșul a zis. Deci acum e finalizarea, să vedem și ce iasă. Dorule, fă-i puțin contur aici. Ia să vedem. Hai. Ia să vedem. Cum se vede? Să ne bătim ea. Băi. Asfarul. Ia în mașina cealaltă. Nu merg numerele pe ea. Îți dau bateria de la... Da, de bateria de la Renata. Bro, îmi place că ești un om deștept. Desfă-și tu aici. Pădere, să ligă. Ce mașină are să mă chinozări? De unde le luași, mă? Una lui Tibi, una lui Socul tău. Mamă, nu mori. Și bateria că dau. Nu, lasă că punem bateria înapoi aia. Tare. Nu mai pune înapoi. Păi?
Eu de vorbă. Altă oaie. Altceva. Că te chină, era un dron. Nu, nu-i dron. Tata a luat-o de pe internet, a dat vreo 100 și ceva de lei. Da, bă, da. Pe asta. Da. Jur. Nu cred de dur. Vezi altceva, dorule, vezi acum? Le bag numărul ăsta acum, să-l fac zero peste tot și... Și așa m-a supărat ăsta pe mine. Te-a supărat, nu? Da. Am avut o gagică și te dă la gagică mea. Auzi. La Cosmina. Opa! Nu, vezi că e pe vlog și mă duc. Chiar dacă ai furtuna! Oi. Cosmina. Cosmina ți-a trebuit. Da, că ți-a arătut o Cosmina. Izabela. Izabela, nu? Hai, de la Făcurarul de sus, ha? Cosmina ți-a trebuit. Stai că-ți fac eu Cosmina acum. Nu le am. Și nu tu. Mamă, ce mai ești, băiatul? Ion are multe gadici. Bă, tai, că mă duc dincolo, gata, hai. Gata, am venit aici la fetele puternicele. Puternic dezvoltat, mătușica. Ce este? Mușchet. Da, voi ați făcut vreodată rânză de oaie. De oaie? Miroase... Bacana! Numai tăbăceala miroase. Aoleu. Da, ce să faci? Vă cheamă mișoasă acolo să le lapă. Acolo miroase. Da. Centrala mie. Da, prieteni, cred că încheiem și noi vlogul aici. Lăsăm femeile aici să facă treabă, că nu mai știam ce să zic. Ne mai mergem aici puțin la domnul frizeri, la frizerul Doru de la Strehaia și încheiem vlogletul aici, gata. Ei, dragi prieteni, o să revenim despre 2 ani de ia mușule, cum te-a făcut? Bine, rău. Gata, prieteni, revenim mâine la un nou vlog. Să ne uitați să vă abonați.